În cadrul vizitei de lucru de ieri a avut loc o discuție între ministrul Sorin Grindeanu și președintele Laurențiu Nistor pe marginea investițiilor din județul Hunedoara, cuprinse în programul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030. Discuțiile s-au axat atât pe stadiul lucrărilor aflate în derulare, cât și pe proiectele care urmează să fie implementate. Printre acestea, noua ieșire la autostradă de la Sântuhalm și reconfigurarea intersecției drumului național 7 cu drumul național 76 în zona Șoimuș. Descărcarea de la Sântuhalm, care se va face, acolo se va face, clar, și te anunț că e închis subiectul. Ne-am și scos hotărârea de Consiliul Județean. Deci l-am trimis-o. Hotărârea este luată, acolo se face. Și a doua, vom face intersecția la Șoimuș. Nu știu, știu pe cineva de la Șoimuș. Nu știu dacă îl știți și voi. DN7 cu DN76. Acolo descărcarea se va face pe forma pe care au agreat autoritățile locale. Eu știu că forma veche, cea pe care au vrut-o cei de la DRDP și care e acceptată și care e mai simplă, ar putea avea o finanțare fiind mai mică suma. Eu zic că mai bine preferăm să alegem o variantă care, chiar dacă e mai costisitoare, dar e una bună pentru zona. Așa că ambele, deci îmi dai așa o pauză de o lună și ceva, credeți-mă, e unul din cei mai... Cam mult o lună, da? Insistenți prietenii mei pentru ceea ce are de făcut aici la Hunedoara. Nu se știe încă termenul când vor demara lucrările la intersecția DN7 cu DN76 de la Șoimuș, pentru care sunt necesare aproximativ 160 de milioane de lei, deoarece s-au optat pentru varianta mai costisitoare, dar mai sigură a descărcării traficului pe și de pe autostradă. În această situație, problema este de ordin financiar. Pe fondurile europene, acum, pe ceea ce este clasic în acest moment, nu poate fi introdusă acea discuție. Există o variantă, cea legată de programul operațional de transport, cel care va intra în funcțiune, să putem adăuga această descărcare. Nu e singura, sunt multe alte descărcări care se fac, inclusiv cea de la Sântuhalm, va fi făcută pe fonduri europene. Și atunci, inclusiv asta, vrem să o facem așa, fiind undeva în jur de 160 de milioane de lei. Cam așa e costul. Nu e o sumă mică pe care mi-aș dori să o avem din fonduri europene. Dacă nu, rămânem pe bugetul de stat. Pe lângă alte proiecte din județ, a căror finalizare tărăgânează de mai mulți ani, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a adus în discuția cu ministrul transporturilor și modernizarea aerodromului de la Săulești.